Să se repună faptul că multe acolo. Să fii atentă, haide, să rămână fără memorie. Să nu rămână fără memorie. Mulțumesc frumos, suntem în forum. Acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi ce cuprinde aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 22.11.2022, a procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de data 9.12.2022 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data în 12.12.2022 și de 4-a proiectului de hotărâre, al celor 26 de proiecte de hotărâre. Fac precizarea că ultimul punct de ordine de zi l-am retras pe aprofundare și vom da toate detaliile nostru departamentul de specialitate, comisiilor și de economie, la dispoziție toate elementele. Este un proiect extraordinar de important. O să-l reluăm la sfârșit, la explicare ce este vorba. Cam anumite departamente care nu au înțeles ele ce trebuie să facă lucrurile astea. Dar asta e problema noastră internă. Domnul Cupru, vreau frumos să vă respecta ședinții. Așadar, supun votului dumneavoastră, cine este pentru? Secretariatul să nu. Abține? Împotrivă? Nu. Supun votului dumneavoastră, ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, mulțumim. Înainte de trecere la dezbaterea proiectului de hotărâre, înscrise pe ordinea de zi a ședinței de azi, vreau să pun secretarul general al proiectului pentru a supune spre aprobare procesele verbale ale ședinților anterioare. Mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre numărul 301 privind taxele speciale aferente activităților desfășurate pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2023. Vorbă, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! 3 voturi aprobate, 36 voturi pentru. Punctul 2, problema de zi. Proiect de hotărâre numărul 333/23/11/2022 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2023. Vorbim. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre numărul 351 privind aprobarea actului adițional numărul 3 la acord de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și Oatrici de Constanța pentru proiectul sprijin la nivelul regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domenii de infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu, cu potențial turistic, centri de agrement, baze turistice, tabere școlare. Vă rog, cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă? Punctul 4 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre numărul 352 privind desemnarea administratorului provizorii a regiei autonome de județene de drumul și poduri Constanța. Fac precizarea că aici vom vota deschis, deoarece efectiv n-am dat votul și prelungim acest vot. Vă rog, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 5 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre numărul 353 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții ale energiei autonome județene de drumuri și poduri Constanța pe anul 2022. Vot, vă rog, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumim. Punctul 6. Proiect de hotărâre numărul 354 privind numirea unor membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Prim Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța. La acest proiect de hotărâre vă rog să nominalizați din partea fiecărei formațiuni politice pe o propunere, să vor nota pe buletinul de vot, iar votul este secret. Rog secretariatul să vă explice că, de fapt, e o completare a Consiliului de Administrație, nu este alt Consiliul de Administrație, deoarece au fost de demisii de la Consiliul de Administrație. Vă rog. Propunerile pentru acest proiect de hotărâre au fost membru titular domnul Capriciu Stelică și membru suplant domnul Iecure Petre. În cazul în care sunt alte nominalizări, dacă nu... Tot România are pe care nostru Vasile, pe care au instituit care de comandă, și președintele Colegiului de Farmacie și de Constanța. În calitate, la ce n-am? La membru titular, la membru titular. Deci, sunt două nominalizări, la membru titular, domnul Gabriel Cisterică și domnul Liza Vasile și la membru titular, domnul Iecure Petru. Rog, colegi, să-mi propunească buletinul de vot. Este... Este ce procedură. La fel, următorul punct de ordine de zi va fi pentru spitalul prin unor membri în Consiliul de Administrație a Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanța. Dacă sunteți de acord și dacă secretariatul îți spune că este ok, să pregătim buletin de vot, așa că încât pot fi pregătire și... La proiectul de hotărâre 355 nu este făcută nicio nominalizare. Aceeași nominalizare din partea grupului de români. Trebuie să spunem câți membri sunt acolo, da? Sunt trei membri. Un membru titular și doi membri suplenți. E următorul proiect, doamna consilier, pentru că am zis ca să tot să le dăm drumul acestui, să le votăm ca să nu mai facem un păzără la urmă. Mai sunt și alte propuneri, vă rog. Din partea grupului USR, doamna Semirana Bărăfi, în rolul de membru titular în Consiliul de Administrație și pe domnul Cristian Bălașa, în rolul de supliant în Consiliul de Administrație la Spitalul de Pneumologie. Mai vin cu unul. Aștept, nu plec. Acum o să-i dat.
știți? La primul 1, un titular și suplant. Titular și suplant. Practic aici votăm un singur pentru ce e asta de două. Care m-a pe partea cealaltă. Păi am văzut. Circuiește votul pentru fiecare persoană în faptul, da? Dacă este da, se votează pentru, dacă este nu, se votează împotrivă. Dar este suficient doar o singură circuie, nu și da și nu, dar e un singur candidat, da? Să
sunt de votat. Dacă vreau să rogă Comisia de Numărătoare să procedeze la... Pentru primul punct, proiectul hotărâre numărul... Thank you.